Salut, gemeni! Voi face citirea pentru septembrie 2023, relații. Cum vor fi relațiile voastre în septembrie? În primul rând să întrebăm sfatul oracolului Lenormand. Un accident, v-a mai apărut acest accident, deci poate să nu fie accidentul vostru, dar o persoană să aibă o problemă de sănătate sau chiar un accident. O persoană pe care o cunoașteți. Voi? Sfatul vostru, da? Iată că este legat de iubire, de faptul că în societate, în mediul vostru, aveți această relație de iubire, dar primează și banii pentru voi. Ați vrea să arătați iubirea, să vă manifestați această iubire, dar parcă vă oprește dorința de a obține niște bani, bani dintr-o afacere, poate fi vorba și de o călătorie sau o afacere legată de lichide. Deci, cam acesta ar fi aspectul, sfatul ar fi să vă gândiți la mediul vostru și să veți avea în primul rând de ales între această iubire și aceste afaceri. Și discuțiile pe care le aveți în cadrul mediului legate de această iubire. Haideți să vedem ce spune și tarotul druid despre relația voastră. Iată, aveți un rege de spade. Deci, regele de spade, gândiți-vă la o persoană, la un bărbat matur, mai în vârstă, de fapt, cu ascendent zodie vărsător, un bărbat cu foarte multe idei, foarte mult mental, o persoană foarte rece, o persoană care nu puteți să-i discutați cu el despre sentimente, despre relații, mai mult despre idei, despre gândire, despre principii, despre legalitate. Voi sunteți o persoană care ar trebui să se înțeleagă foarte bine cu acest rege de spade, fiind tot o zodie de aer, idei, gândire, comunicare. Haideți să vedem, relația voastră trece prin acest șapte de cupe. Voi ce aduceți, ce aduce partenerul, ce gândiți voi, ce gândește partenerul, ce arătați voi, ce arată partenerul. Deci, iată, voi aveți această relație unde aveți foarte multe iluzii. Fiecare își face iluziile lui. Voi vă doriți anumite lucruri, partenerul de viață poate că își dorește altceva, poate să nu existe o comunicare perfectă între voi și fiecare să aibă visele lui. Fiindcă asta reprezintă șapte de cupe, visele, dorințele care de fapt niciodată poate că nu se împlinesc, dar sunt vise, amăgiri. Și voi aduceți în această relație, totuși, puterea voastră de a rezolva un blocaj, de a depăși o situație dificilă,
având cam tot ce vă trebuie pentru a rezolva această situație cu un 7 de băte. În schimb, partenerul de viață arată generozitate. Vrea să vă dăruiască, poate să vă facă o surpriză, poate să vă ajute să găsiți un loc de muncă care să vă aducă mai multe venituri, să zicem, sau un loc de muncă unde puteți să arătați posibilitățile voastre și să vă afirmați, sau să vă dăruiască. Deci, sau poate să fie o persoană care așteaptă generozitatea voastră. Deci aici el așteaptă generozitatea, oferă generozitate și și-ar dori să primească din partea voastră tot la fel generozitate. Voi vă gândiți la împărăteasa. Împărăteasa este Venus, uitați, da? Mica benefică care ea poate să aducă abundență, fertilitate, poate gândiți sau așteptați sau vă doriți să aveți un copil și din cauza asta apare această împărăteasă. Fiindcă observați, ea a demonstrat această fertilitate nu prin maternitatea pe care o reprezintă și apa vieții care curge pe lângă ea. Dar întotdeauna la împărăteasa gândiți-vă că dacă vă doriți ce este posibil, este deja îndeplinit. Dacă vă doriți imposibilul, vă puneți la dispoziția oamenilor. Cam acesta ar fi principalul aspect. În schimb, dacă privim gândurile partenerului sau partenerei, gândurile ei sunt la o trădare. Simte că a strădat-o sau l-a strădat. Deci, este frământat de această trădare. Este acea spadă, știți, care se răsucește în inima lui și în creierii lui legat de trei de spade, deci de această trădare. Voi arătați celorlalți, am spune, nebunul. Arătați că v-ați săturat să stați în stagnare, să visați, să gândiți numai la fericire, la abundență, la spor, vreți să vă luați o șansă. Și chiar dacă nu sunteți pregătiți pentru această șansă, voi veți încerca. Vă gândiți că dacă veți face totul cu inimă curată, veți primi bunăvoința cerului și chiar dacă ceilalți nu vă ajută, veți spera la divinitate. Privirea acestui personaj, nebunul, este spre cer. Nu va observa niciodată riscurile pe care și le asumă. Și totuși sunt aici niște riscuri. Partenerul vostru arată celorlalți dușmanii pe care îi are, trădarea la care tot a gândit și durerile de cap, problemele pe care trebuie să cu care trebuie să se confrunte, să depășească această situație dificilă, blocajele. Am putea spune că la 9 de spade, sfatul ar fi să încerce să-și ascundă scopurile, fiindcă nu va reuși altfel niciodată să iasă din această situație când aceste persoane îi cunosc scopurile. Deci, am putea spune că aveți această stagnare, vă gândiți că puteți să depășiți orice și vă doriți neapărat abundență, fertilitate, fericire, iubire și veți încerca ceva, veți face ceva, veți lua o șansă. Și haideți să vedem șansa respectivă, așa cum am spus, este
No, 7 de cupe, deci este ceva care, am zice, vă creează o iluzie. Și iată că este vorba de societate, voi vreți o reușită în societate, vreți iubirea, dar și bani. Și probabil că acest aspect o să vă facă cumva vulnerabili, adică veți ajunge să vă asumați niște riscuri și nu prea plăcute. Cam aceasta este citirea pentru voi. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, o lună, scuzați-mă, o lună septembrie frumoasă, cu împliniri. Și dacă vreți să ajutați acest canal sau considerați că vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!